După anunțarea prețurilor plafon la benzină, astăzi companiile petroliere s-au grăbit să afișeze noile tarife la pompă, fiind cel mai înalt preț din ultimele luni, 25 de lei și 51 de bani per litru. Din decembrie anul trecut, benzina a fost într-o scumpire continuă și prognozele unor experți economici sunt însă pesimiste, precizând că majorările nu se vor opri aici. Că nu sunt mulțumit că se scumpiește, dar nu avem de ales. Cam cât vă costă ca să faceți plinul? Nu pot să vă spun acum, sigur undeva vreo 1500 de lei, cred că. Și vă ține buzunarul? Mă strădui să circul mai mult cu transportul public. Da. Folosesc automobilul în caz de necesitate urgentă sau când trebuie să merg cu familia undeva. Sigur că pare rău că scumpește. Asta-i... Dar oamenii totuși nu renunță la mașini. Nu renunță, după cum vedeți, ambuteiaje sunt peste tot, așa că... Și n-au să renunță niciodată, credeți, cât de mult n-au să spuneți. Încercăm să trecem peste asta. E scump, dar chiar dacă ar fi 50 de lei, eu cred că moldovanul oricum a să meargă. Dacă are n-a să aibă nimic, deci o să ții mașina în garaj, părerea mea, adică. Dar dumneavoastră nu sunteți dispus să renunțați la mașină, cât de scump? Nu, cred că n-a să renunță. Nu renunțați la mașină, da? Da, este un confort oarecare. Adică dacă ar... aș renunța, mi-ar fi mai greu să circul. Dar v-ați gândit să recurgiți la transportul public? Nu. Nu, țin la confortul meu. Astăzi, majoritatea stațiilor alimentare au afișat noile prețuri stabilite de Agenția Națională de Reglementare în Energetică. Curios este faptul că după ce ANRE anunță noile tarife plafon ce nu pot fi depășite, petroliștii de fiecare dată indică cel mai mare preț. Bună oare cum s-a întâmplat și astăzi. Astfel, la pompă, benzina este de 25 de lei și 51 de bani. Benzina nu a mai costat atât de scump de la începutul lunii octombrie. Motorina a ajuns să coste 22 de lei litru. Expertul economic Viorel Gârbu susține că creșterea tot mai accentuată se datorează fluctuațiilor de la bursele internaționale, dar și din cauza războiului din țara vecină. Scumpirea survine urmare evoluțiilor pe plan internațional, implicit urmare faptului că petrolul din care se obține benzina și motorina este în creștere în ultimul timp. Deci cumva ne putem aștepta la scumpiri și în următoarea perioadă? Scumpirile rezultă din situația din regiune, războiul cu Ucraina. Nu știm că Ucraina în ultimul timp are mai multe acțiuni în care au vizat capacitățile de producție a combustibilului. Da, și exportul de petrol. Potrivit legii, judecătorii de pe piața produselor petroliere din Republica Moldova, care au rețele de stații PECO, nu au voie să afișeze la panou prețuri mai mari decât cele plafon, stabilite de ANRE, pentru principalele tipuri de combustibili.